Cam așa. Mai de mult o rândunică avea în cuibui 6 pui și privea la ei sărmana ca la chipul soarelui. De cu zori pornea săgeată căutând prin munți și văi hrană pentru puii săi și în iubire nu odată s-a culcat ea nemâncată, dar destul de fericită că nu s-a întâmplat nici când dintre pui să adormă vreunul ars de sete sau flământ. Și n-a fost mai fericită ca și ea între rândunici când văzu într-o zi că puii se făcuseră voinici și n-a avut odihnă nici cât ai clipi sub soare până când pe fiecare pui nu l-a învățat să zboare. Și când toți puteau să zboare încotro voiau sub slavă, rândunica istovită a căzut în cuib bolnavă. Și cu ochii plini de lacrimi, țintă în ochii fiecui, zise celor 6 pui: dragii mami, eu de-aseară simt în inimă un cui, aripile greu mă dor și nici vorbă să mai zbor. Dumnezeu mi-a dat putere oricât am avut nevoie să găsesc într-una hrană pentru voi. Și astăzi, fiindcă sunt bolnavă, dragii mami, se cuvine mari cum v-a crescut măicuța să îngrijiți și voi de mine. Și ca nimeni dintre puii să nu simtă că mi-e rob, fiecare să-mi aducă zilnic numai câte un bob. Ale voastre 6 bobe milostive mă vor ține până când o să vrea Domnul să mă facă iarăși bine. Și ascultând cuvântul mamei, au zburat cei 6 pui și au adus vreo 6 zile fiecare bobul lui. Mai departe însă, pui, beți de-al slăvilor înalt, fiecare avea nădejdea că va duce celălalt. N-a mai dus nici unul bobul. Și uitata rândunică a murit atunci de foame. Cea mai sfântă rândunică. Și-a rămas de atunci povestea, tristă, neluată în seamă, orice cui ai vrea să o spui, că o mamă își hrănește 6, 8 sau 10 pui, însă 10 pui adesea nu pot toți hrăni o mamă. Dragii mei,